Atunci când ne propunem să slăbim, putem să primim sfaturi greșite, motiv pentru care colegii noștri, prietenii noștri dragi de la Fitness Nation dezbat câteva dintre aceste sfaturi și fac așa o selecție. Mai multe informații aflăm și noi de la ei chiar acum. Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vreau să vorbim despre sfaturi proaste. Pentru că sfaturi bune tot primim, dar de multe ori primim și sfaturi proaste și măcar să încercăm să le recunoaștem atunci când vin. Problema este în momentul în care ești într-un domeniu nou, nu știi ce înseamnă sfat bun, sfat rău, pentru că nu ai niciun fel de bază de informații în spate încât să poți să judeci, să spui, băi, asta nu sună chiar bine. Și de multe ori primim sfaturi proaste și din păcate fitness-ul și nutriția și slăbitul nu este un domeniu care se aferit de aceste lucruri și haideți să vedem. În primul și în primul rând, contează doar dieta și antrenamentul. Lucru care nu este adevărat. De multe ori te gândești, este 50% dietă, 50% antrenament sau 40, 60, 30, 70 și așa mai departe. Adevărul este că sunt mult mai mulți factori în momentul în care vrei să ai o schimbare hormonală. Ai partea de odihnă, partea de stres, partea de echilibru hormonal. Adică bun, tu poți să ai o dietă foarte bună, să zicem, un antrenament foarte bun, dar dacă dormi 4 ore pe noapte, s-ar putea ca rezultatele tale să nu fie chiar optime, da? Sau poți să ai o problemă hormonală, să ai hormonii dați peste cap dintr-un motiv anume. Fie este o problemă medicală, fie este poate din cauza stresului, fie este că ai născut sau chestii de genul ăsta. Și atunci chiar dacă aceste două lucruri sunt puse, să zicem, sunt aliniate cum trebuie, tot s-ar putea să nu ai rezultatele pe care ți le dorești. Deci nu doar aceste lucruri sunt importante în momentul în care vrei să ai o schimbare în greutate. Numărul 2. Dacă este sănătos, nu contează câte calorii are, nu contează cât mănânci. Am observat lucrul ăsta. Oamenii au tendința, dacă se mută pe o dietă sănătoasă, cu alimente sănătoase în principiu, spun, nu contează, este sănătos, adică ce vrei, să nu mănânc asta dacă este sănătos. Total adevărat, dar o dietă cu alimente sănătoase nu înseamnă neapărat o dietă în deficit caloric, nu înseamnă o dietă cu puține calorii. Sunt multe alimente sănătoase care conțin multe calorii și, din păcate, în momentul în care vrem să slăbim, trebuie să avem și o formă de deficit caloric. De exemplu, putem consuma miere, putem consuma oleaginoase, putem consuma ulei de măsline. Sunt mai multe alimente de acest gen care, de altfel, sunt foarte sănătoase. Da, oleaginoasele sunt foarte sănătoase, grăsimi sănătoase pentru creier și așa mai departe. Dar conțin o grămadă de calorii. Ai să mănânci 200 de grame de migdale, se vor aduna ceva calorii, indiferent de situație. Ai să spui 50 de mililitri de ulei de măsline în salată, din nou, se vor aduna foarte multe calorii, indiferent de cât de sănătos este. Da, poate îți vei îmbunătăți sănătatea, asta cu siguranță, spre deosebire de a mânca junk food în principiu, dar vei slăbi? Aici este discutabil, pentru că în continuare, în momentul în care vrei să slăbești, ai nevoie să te uiți la calorii și la macronutrienți, nu doar la cât de sănătos este acel aliment. Numărul 3. Trebuie să elimini complet un macronutrient. Deci există o grămadă de diete de genul ăsta. Ori elimini grăsimi, ori elimini carbohidrat, ori elimini nu știu ce, ori mănânci doar un aliment. Am văzut și chestia asta, ori mănânci doar un aliment sau doar trei alimente sau nicio dietă de genul ăsta care exclude radical ceva nu este bună. În primul rând pentru că te privează de foarte mulți micronutrienți. Fiecare macronutrient vine și cu micronutrienți, adică în, să zicem, grăsimi nu sunt doar grăsimi. Când mănânci nuci, să zicem, sau când mănânci ulei de măsline și este o sursă de grăsime, da? Nu este doar grăsime și atât. Vine și cu niște micronutrienți din urmă, cu vitamine, cu minerale, care te ajută la funcționarea optimă a organismului și de foarte multe ori nu se găsesc, adică ce găsești într-un carbohidrat nu găsești în grăsimi, ci în carbohidrații vin cu fibre, da? Fibre nu vei găsi în grăsimi, încât să zici, apoi vei avea o dietă fără fibre, pentru că consumi ceva low carb. Niciodată nu este o idee bună în punct de vedere al sănătății, în primul rând, și în al doilea rând, din punct de vedere al susținerii unei diete pe termen lung. Adică este greu să ții o dietă unde excluzi un macronutrient. Fie că este low carb, dar toată viața ce, nu vei mai mânca absolut deloc fructe, nu vei mai mânca o garnitură la masă, nu vei mai mânca absolut nimic, nu este sustenabil pe termen lung și de multe ori ai acest efect de bounce. Adică ții o perioadă foarte scurtă, slăbești, dar după asta când revii la o alimentație normală tind să mănânci mult mai mult și să pui acele kilograme la loc. Și ultimul sfat pe care l-aud destul de des, este obligatoriu să faci. Și aici după asta vine completat fiecare cu recomandarea lui. Să nu mănânci după 6, să faci X, să faci Y, să faci atâta sport, să faci așa. Nu este obligatoriu să faci nimic în slăbire. Slăbirea se poate face în foarte, foarte multe moduri și în foarte multe combinații de antrenament cu alimentație și cu... Teoretic nu este obligatoriu să faci nimic, dar trebuie să-ți găsești, să zicem, o strategie care funcționează pentru tine, în sensul de nu neapărat pentru tine biologic, adică pentru că până la urmă pentru toată lumea funcționează
funcționează un deficit caloric cu alimentație și exerciții, pur și simplu care funcționează pentru stilul tău de viață. Adică, este obligatoriu să nu mănânci după ora 6, dar tot dacă de regulă te curci la ora 3, nu ai cum să nu mănânci până la ora 6, pentru că ai să mori de foame. Sau, este obligatoriu să zicem să mănânci nu știu ce în jurul antrenamentului, dar dacă antrenamentul tu îl faci la 6 dimineața, nu ai cum să te trezești la 4:30 ca să mănânci acel lucru înainte de antrenament. Diferă foarte mult de stilul de viață pe care îl ai și de programul pe care îl ai și de obiceiurile pe care le ai dinainte. Nu este obligatoriu să faci nimic. Trebuie doar să înțelegi ce obicei, ce lucru te ajută în procesul de slăbire, ce lucru te încurcă și apoi tu să-ți alegi lucrurile pe care să le poți face în această perioadă. Dacă auziți undeva la orice nutriționist, orice antrenor că este obligatoriu să faci ceva, cel mai probabil viziunea lui asupra fitness-ului și a nutriției este destul de îngustă. Adică știe să facă un singur lucru și pe acela repetă cu toată lumea. Dar nu este adevărat. Efectiv, pentru a slăbi și pentru a crește masă musculară, ai să zicem o gamă largă de opțiuni și nu este obligatoriu să ne restrângem în niciuna dintre ele. Am revenit cu subiectul promis, vorbim despre sinuzită și despre acest mit. Ne trage sau nu ne trage curentul? Toată lumea cred că a rostit aceste cuvinte măcar o dată în viață și astăzi lămurim lucrurile alături de Alin Popescu, medic primar, medicină sportivă. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața, George, bună dimineața telespectatorilor Metropola TV! Începem prin a dezbate acest mit. Ce facem cu acest curent care ne tot trage, nu ne lasă în pace? Da, e într-adevăr unul din miturile larg răspândite și la toate vârstele. Ai copil mic, l-a tras curentul în grădiniță, ai bunica acasă, a tras-o curentul în ușă și e o derivație modernă, m-a bătut aerul condiționat. Care m-a bătut aerul condiționat, e de fapt tot un m-a tras curentul de secol 21. De fapt și de drept în momentul în care noi spunem că ne trage curentul, există un sâmbure de adevăr. E un curent de aer rece care vine spre noi. Exemplul cel mai bun, nu știu dacă e neapărat sinuzita, deși și sinuzita este influențată de acest curent de aer rece, un exemplu și mai bun o reprezintă problemele stomatologice. În momentul în care am un dinte care doare la rece, bine, el poate să doare și când mănânci o înghețată, dar doare la acest curent de aer rece, de fapt și de drept nu curentul e problema reală, ci acesta e doar un factor precipitant. Deci îmi precipită durerea, dar de fapt și eu am o problemă acolo. Am un absces netratat, am o lucrare în curs care generează durere la rece și așa mai departe. Deci nu curentul a generat durerea dentară, problema mea dentară stomatologică există, dar într-adevăr în lipsa curentului nu apărea durerea acută. O reacție similară poate să fie și reacția sinusală. Că de fapt sinuzită, ce înseamnă? Inflamația mucoaselor sinusului. Și pentru telespectatori, așa ca idee generală, e bine să știți că tot ce este ită este inflamație. Cistită, amigdalită, otită, apendicită și așa mai departe. Toate itele sunt inflamații. Sinuzita, care este inflamația mucoasei sinusale, este influențată de rece, dar nu acest curent de aer rece este cauza. Un alt exemplu foarte bun sunt durerile lombare. Mă doare spate. Cred că și tu ai avut în viață. Nu te-a durut niciodată spate, George? Dar de câte ori? De câte ori? Deci Georgia slabă, tânără, are dureri de spate, da? Eu m-am căutat, eu știu că am probleme la coloană, știu că nu fac sport, știu că nu mi-am întărit musculatura, motiv pentru care mă doare spatele, nu m-a tras curentul. Răspuns de nota 10, dar dacă te-ar trage curentul, dacă ai sta în curent, durerea ar putea să fie mai agresivă. Dar nu curentul e cauza. Dacă tu stai într-un curent, în aer condiționat, într-un curent de aer rece, poate să apară o durere musculară, dar nu direct datorită curentului, ci pe fondul unor probleme preexistente, acest curent le precipită. Și din punctul ăsta de vedere, nu sunt neapărat fan a ceea ce fac nordicii în Suedia, Finlanda și așa mai departe, Norvegia, dar totuși cred pe undeva în călirea copiilor.
Adică nu trebuie să stă, ninge un pic, plouă un pic, nu scoatem. Să nu scoată părintea acasă, să nu scoată buni. Sau fofolit, exact, cu penaș și așa. Și atunci, practic, vorbeam acum două săptămâni, tot în studio la TIE Georgia, de imunitatea nespecifică. Imunitatea nespecifică barează un pic un acest mă trage curent. Că având imunitate, nu mai am atât de mare influență că de la curent s-a întâmplat nu știu ce. Din acest punct de vedere, într-adevăr, îmi place acest stil nordic unde copilul este relativ dezbrăcat, toamna, primăvara și iarna moderat îmbrăcat afară. E un test bun. Iarăși nu e nicio dovadă că dacă eu m-am spălat, de exemplu, pe păr, nu eu, că nu am așa ceva, cei care au păr și se spală și ies afară, după, evident, nu cu elul, după, nu știu, 40-50 minute după baie, după duș, ar fi mai predispuși la răcel. Dom'le, am răcit că, practic, curentul m-a tras pe un păr relativ recent spălat. Și aveam porii deschiși. Exact, cu porii, exact, alta, cu porii deschiși. Stai să mi se închidă porul. Și după aia ies. Hai să fim serioși, George. Deci nu există asta. Dar, într-adevăr, e foarte bine titrat pe burtieră. Dacă se stă în curent, durerea poate fi mai agresivă. Dar niciodată nu el este cauza. Despre asta vorbim. E un factor precipitant. Dacă tot ați zis și am zis și de acești pori, până la urmă, în cât timp se închid? Pentru că eu vă spun sincer, când merg la tratament cosmetic, săraca fata aia stă cu aburi pe fața mea când spune că în câteva minute s-au și închis porii, trebuie să mai punem niște aburi. Ei se închid practic în 15-20 de minute. Deci ei se închid în... Dar într-adevăr și eu recomand jumătate de oră după ce facem baie sau și când mergem la piscină. Da? Mergem la undeva nordul capitalei, să nu dăm denumiri comerciale, la o piscină foarte mare. Nu ieși imediat de acolo, o să vezi ce se întâmplă pe DN1. Mai stai un pic la o modificare astea bruște de temperatură, categoric nu sunt bune. Ele sunt bune sub formă de dus scoțian, da. 7 minute saună, 7 minute piscină, 7 minute saună, 7 minute piscină. Așa, da. Și întotdeauna ieși pe rece, nu pe cald. Termin pe rece, termin pe piscină. Și după aia stai într-o cameră de relaxare, bei un ceai și te-ai dus unde ai treabă. Da, așa e. Și cosmeticiana ta, de fapt, acuză, închide apoi-o că nu mai poate lucra, de fapt. Da. Și atunci aici mai băgăm Georgei niște aburel ca să se redeschidă. Ca să mai detensionăm atmosfera. Da, da. De exemplu, și de acolo, dacă pleci de la cosmetică și ieși imediat în vânt sau în ploaie, poți să ai o reacție sinusală sau poate să te doară o măsea de minte, dar... tot pe fondul unei probleme preexistente. Adică chiar dacă pleci să zici, băi, am emisiune și fug de la cosmetică la emisiune și merg 500 de metri prin ploaie sau prin vânt, nici ăsta nu este un argument de durere dacă noi avem o sănătate așa cum trebuie. Aici e și un aspect, dar nu vreau să supăr telespectatorii că e miercuri dimineață, suntem în mijlocul săptămânii, dar mai e un aspect, Georgia, care la noi e destul de deficitar și anume ăsta de controle profilactice, controle preventive. Se spune în lumea civilizată că te duci la stomatolog o dată la 2 ani dacă n-ai nimic, că îți faci un detartraj, că îți uiți un pic pe la dinți. Se spune că dacă ești femeie, te duci la ginecolog o dată pe an, chiar dacă n-ai sarcină, chiar dacă ești la menopauză, chiar dacă ești, te duci. După ce ai început viața sexuală, te duci. Se spune că după 35 de ani îți faci ecografie mamară anuală, ca să vezi dacă în sânii tăi apar ceva. Se spune că dacă ești bărbat, după 40 de ani îți faci PSA, free PSA, analize de sânge, că iată prostata anual. Adică sunt niște lucruri pe care dacă le respecti, cu stomatologie, cu gineco, cu ecografii, cu analize de sânge anual. Și o recomand tuturor în luna în care s-au născut, că altfel uiți. Păi, parcă mi-a făcut anul ăsta sau anul trecut. De ziua mea. Era copilul mic. Nu, au trecut 4 ani, dar erau bune. Erau bune, era colesterolul în primarie, dar erau bune. Cam așa e. Atunci, în luna care te-ai născut în luna septembrie, le faci în septembrie. Te-ai născut în februarie, le faci în februarie. Deci încerc să faci analizele anual. Pentru că, repet, toate aceste probleme precipitate de fric pot fi combătute dacă ai un diagnostic precoce. Probleme mai simple, cum un acces dentar sau până la urmă și o sinusită maxilară, dar și probleme mai grave unde te bucuri dacă descoperirea lor a fost una precoce. Din păcate, din păcate și pandemia, o spun cu toată responsabilitatea, ia că te mai e o lună și facem 2 ani de pandemie, Georgia, toate aceste lucruri au dat
peste cap și așa un sistem de autocontrol medical care nu era în România grozav. Ăștia doi ani au fost un fel de bomboană de pe, scuzați, colivă. Cam asta a fost. Dacă tot v-am prins în platou în dimineața asta, mai vreau să mai lămurim un aspect. Te rog. Ne trage curentul și apelăm la tot felul de dispozitive care blochează curentul pe la uși, punem prosoape la geamuri și, bineînțeles, nu aerisim. Lipsa aerisirii, și eu, sincer să fiu, mărturisesc aici, Andrei, nu sunt mare fan aerisit dimineața. Deci mie îmi place să se aerisească după ce plec, după ce, adică îmi place să stau așa în căldurica mea până mă echipez. Dar în mod normal, când te trezești, ai deschis geamul, ai făcut 10 minute de stretching și te-ai înviorat și geamul și până la cafea. Un pahar de apă, nicio dimineață n-am stilul ăsta, azi mai pe cald, mai fac un mail, mai citesc ceva, mai eu... Până acum câțiva ani eram încă cu ziarele. Mie îmi plăcea să old school, cu presă, să simt eu mirosul acolo tipărit. Dar trecând de aspectul ăsta, aerisitul este mult mai important decât eventualul tras de curent. Într-adevăr, e bine cât se aerisește camera să fie doar geamul deschis și ușile închise, dar nu neapărat persoana să stea înăuntru. Doar dacă e dimineața și fac înviorare. Atunci, da, îți iei elasticele, îți iei salteluța și tâc, 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 ți-ai făcut înviorare. După aia închizi geamul, camera e aerisită, noi suntem apți de muncă. Aerisire, atenție, înseamnă minim 15 minute continue și înseamnă, din punctul meu de vedere, și menajarea apoi atmosferei, adică în sensul că nu fumăm în încăperi închise. Never ever. Deci noi nu fumăm, că după aia aerisim două ori. Nu facem alte surse de-astea de poluare indoor. Încercăm să ținem cât mai curat aerul după aerisire. Aerisirea este obligatorie zilnică și nu depinde de sezon. Că e vară, că e iarnă. Dar cu atât mai mult în sezonul rece. Vara, să zici, că intră zăpușeală, că mai ales în sezon. Și nu ne ascundem în spatele țânțarilor. Că am auzit de multe ori și la prieteni. La cât țânțari sunt, nu risc să aerisesc. Prieteni, există plase. Investești 20 sau 30 de euro și ți-ai 150 și ți-ai o plăsuță de țânțari. Plasa nu impietează calitatea aerisirii și ne protejează de nedorite zburătoare. Deci asta că ne temem de țânțari e o glumiță. Indiferent și în vârful de țânțari, în mai sau când sunt ei, tot aerisim zilnic. Un alt aspect, că tot vorbeam acest tras curent, când ne mutăm într-un birou nou sau când ne achiziționăm o locuință nouă, ar trebui totuși să avem grijă unde montăm aerul condiționat. Adică nici nu trebuie să ne-l punem în capul patului, da? Băi, am intrat în pat, mi-e cald, aerul ăla bate fix în mine. Că asta se numește, îți forțez norocul. La birou la fel, nu bate în zona de lucru, bate opus ei și aerul se recirculă rece fiind. Adică trebuie să avem și un pic de grijă când montăm aparatele de aer condiționat sau dacă ele sunt deja montate într-o locuință pe care achiziționăm, ne mutăm, ne punem paturile, biroul, scaunul și așa, în funcție de poziția aparatului, ca să nu fiu pe direct cu el. Evident, față de curentul clasic, formularea mă trage curentul, la aerul condiționat mai există un plus. Nu un plus pozitiv, mai există un plus negativ, el mai poate vehicula niște germe. Deci aerul condiționat, dacă nu e foarte bine întreținut, că și aerul are nevoie de o revizie anuală, chit că el nou, mai ales pe zona de filtre, el poate circula niște bacterii specifice, niște bacterii, nu virus, niște bacterii specifice care pot da afecțiuni pulmonare și nu numai. Deci la aerul condiționat există suplimentar și acest risc infecțios. În curentul clasic nu este, e doar o diferență de temperatură. De temperatură, asta vreau să abordăm mai departe. Care e temperatura optimă pentru corpul uman, iarna și vara? Pentru că ni se întâmplă să avem 27 de grade în casă, să ieșim la frig și, bineînțeles, corpul nostru e puțin bulversat la început. Ce îi facem, de fapt? 27 de grade... Eu rezist undeva la 20-21 de grade, acolo mă simt confortabil. Poți să facem misiunea la Stockholm de săptămâna viitoare, la 20-21, e exact cum mă simt aici la Casa Presei Libere. Așa, nu, 20-21 e ideal, am și o prietenie, nu sunt în categoria asta, în monomal ești 22-23. Eu personal, spre rușinea mea, iubesc un 24.
Dar categorii nu trebuie să trecem de 25. Deci e undeva un minim de 19, un maxim de 25, da? De exemplu, un platou acum e o temperatură de aici, sunt probabil undeva 19-20 de grade, mă simt confortabil cu plouă. Mie care îmi place să stau foarte lejer în casă, mie mi-ar fi frig în tricou. Da, în plouă sunt absolut, pot să stau 2 ore în emisiune cu tine, Georgia, fără probleme. Dar am văzut că iubești frigul, că erai cu rochia aceea foarte decoltată săptămâna trecută și chiar mă gândeam, nu ți-o fi frig? Ei, atunci am ieșit și mie puțin. Dar, de exemplu, astăzi îmbrăcată într-o cămășuță, într-un material subțire, e ok la 20 de grade. Da. Deci, ca să răspundem pentru telespectatori, în principiu, 21-24, undeva 22-23, setăm centrale pe 22 sau 23 dacă avem centrală proprie, dar foarte, foarte important, mai ales dacă avem copil mic, să nu-l obișnuim cu temperaturi înalte. Că stau eu la 27 într-o noapte, că vreau să dorm dezbrăcat și nu știu, e ok, e nebuneala mea, că vreau să dar cu copil trebuie întotdeauna să-l înveți pe temperaturi până în 24, 22-23, da? Și inclusiv temperatura apei. Nu facem o nebunie, 30 un pic, adică nu ne opărim în ultimul hal. Nu. Trebuie să avem grijă, să ne gândim că până la urmă temperatura corpului nostru e de 36 de grade. Și atunci, în funcție de asta, trebuie să fim un pic, nu să fim spartani. Probabil mulți dintre telespectatori au și uitat ce înseamnă spartanismul ca stil de viață, dar nu trebuie să fim spartani, dar trebuie să avem așa anumite predispoziții legate de un stil de viață mai activ și mai cazon un pic. Mai e și un alt aspect apropo de temperatură, depinde foarte, foarte mult și cât timp stai afară. Păi dacă tu ai un job, lucrezi în transporturi, lucrezi în construcții, lucrezi în pază și stai afară câte 10, 11, 12 ore și afară sunt temperaturi negative, pe undeva e normal o compensare în celălalt, în cealaltă zonă. Dom'le, aș vrea să mă încălzesc și eu. Dar aia e o chestie de moment. Adică poți să faci un pic cu o chestie, nu știu, un radiator electric, sau dai centrala pentru o oră, te urci în 26, urmai tu revii pe o temperatură de croazieră pe care să o păstrezi. Eu zic că am abordat foarte multe subiecte în această dimineață și le-am dat celor de acasă suficient de multe teme, asta așa că ne ideea. Revedem săptămâna viitoare asta cu mai multe informații. Asta să fim cât mai practic și din punctul meu de vedere, promit că vin și săptămâna viitoare, miercuri, după aia nu mai pot face promisiuni că mi se încurcă mie programul. Eu invit telespectatorii Georgiei, telespectatorii Metropola, chiar să adreseze întrebări legate de lifestyle pe adresa cunoscută a emisiunii și redactorii mi le trimit mie marți și miercuri la ora 10 vin în fața dumneavoastră cu răspunsul la propria dumneavoastră întrebări. Perfect. Până la urmă așa învățăm în primul rând din ce ne doar. Vă mulțumesc tare mult, mare ne revedem dragă, săptămâna bună viitoare. Mulțumim. Mai departe trecem către zona culinară și vă prezentăm o rețetă interesantă de tradiție în România, aș putea să spun, dar cu un twist. Vorbim despre ciorbă de perișoare de pește. Bun găsit! Dragii mei, astăzi este dezlegare la pește. Eu sunt în voluntari, iar părintele Mihai Bogdan are două rețete pregătite pentru noi astăzi pe bază de pește, ne spune chiar dânsul. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit din nou în mijlocul nostru! Mulțumim frumos că ne-ați primit! Spuneți-mi ce pregătim astăzi și ce ingrediente Am înțeles. Aveți. Astăzi, deoarece este zi de post, dar este o sărbătoare mare, întâmpinarea Domnului, vom găti ceva pe bază de pește și vom face o ciorbiță cu perișoare de pește. Bun. Și un păstrăv somonat cu legume, broccoli și ardei și ciuperci la cuptor. Da, vreau să știu câte sortimente de pește aveți pentru perișoare. Bine, acum fiecare, și după posibilități, și după sigur, cum știe el, dar eu aici am vreo 5 feluri de pește. Întotdeauna, ca să scot un gust foarte bun la perișoare, folosesc vreo 5 soiuri de pește. Crab românesc, de-al nostru, somon, sturion, un pic de șalău de Nil, somn, de-al nostru, deci 4-5 feluri de pește întotdeauna folosesc la perișoarele de pește în ciorbă. Dar gustul la ciorba cu perișoare de pește nu se dă numai din perișoare, pentru că ele în 5 minute ele au fiert și n-au cum să dea gust. Și atunci pun mai întâi la fiert
două capete de crab și de somn de-al nostru. Da. Le voi fierbe pentru gustul ciorbei, apoi voi, așa, bucățelele de carne de acolo le voi lăsa, voi strecura și voi pune din nou în ciorbă bucățelele de pește de acolo. Și ce să vă spun, ingredientele, legume, verdeață de-ale noastre. Ce, dar cel mai bine este, pe parcurs, veți vedea cum procedez eu. Atunci eu să rămân și să fiu atentă la tot ce faceți, iar la final o să vă dau o notă. Neapărat, neapărat, vă și sper să-mi dați notă bună. Notă bună. Preparatele sunt gata. Preparatele sunt gata. Vai, ce bine miros și ce bine arată. Abia aștept să... Să degustăm. Să degustăm. Da. Ce să vă zic, a durat ceva, dar a meritat așteptarea. Hai că n-a durat mult. Mă așteptam să dureze puțin mai mult, dar... cred că făcând aici, în bucătăria bisericii, ne-a ajutat Dumnezeu să terminăm mai repede. Și... ne bucurăm că sunteți în mijlocul nostru, astăzi fiind și dezlegare la pește, fiind o mare sărbătoare, aici, la biserica noastră, la Nicolae Bălcescu, Negru Ponte. Avem un obicei ca la fiecare sărbătoare, chiar aproape duminică de duminică, stăm și degustăm câte ceva, socializăm unii cu alții, decât să vorbim în biserică la slujbă. Mai bine rămânem după slujbă și... continuăm să venim în întâmpinarea tuturor credincioșilor cu răspunsurile de care au nevoie. Pentru că fiecare dintre noi avem niște întrebări și așteptăm răspunsuri. Și noi căutăm să venim în întâmpinarea fiecăruia
aducând răspunsul de care are nevoie. Foarte frumos. Dar noi nu putem degusta doar eu și dumneavoastră. Avem un invitat special. Da, veniți și colegul meu, părintele. Bună ziua. Rădulescu. Mă bucur că vă găsesc cu masa plină. Vă mulțumim că ați acceptat să mâncăm împreună. La masă totdeauna. Părintele este dedicat. Chiar da. Ei. Chiar da. Este expert și mare master chef, să-i facem reclamă. Și vă așteptăm mereu. Am înțeles, eu nu eram aici la fasole. Am înțeles că a fost nemaipomenită. Nemaipomenită. Acum, mâncându-se pește, avem pește. Ce avem, părinte? Avem astăzi? Da. O ciorbă cu perișoare de pește. De pește. Și un somon cu brocoli și ardei gras la cuptor. Păi nu mai lungim atunci, da. Nu? Asta zic să și eu. Să vedem cum e. Să trecem mai treaba asta. Vă și mai ales că fiind binecuvântate, că sunt la biserică aici la noi, cu siguranță vor fi foarte bune. Exact, da, așa este. Eu vreau să vă mulțumesc amândurora, în special dumneavoastră, că ne-ați gătit astăzi și sunt sigură că va fi foarte bun. Pentru început aveți nota 10, dar le mai transmit eu telespectatorilor, da, chiar pe parcurs. Chiar vă rog. Când ne-a făcut prima dată ciorbă de perișoare de pește, nu are gust de pește. Și am crezut că am mai băgat și am întrebat și mai ales că sunt 4 feluri de pește. 5 de data aceasta, 5. Feluri de pește, da, aceea este... Este o nebunie. Vă mulțumesc mult de tot încă o dată. Următoarea, ce mâncare avem, ca să știu? Eu sunt aici la dispoziția dumneavoastră. Pregătiți ceva special, eu vin aici la biserică. V-a zis părintele că e și pescar pe lângă... A, bun, perfect, deci și preparate vor mai fi. Da. Eu aștept un telefon din partea dumneavoastră și vin aici și... Vă așteptăm cu mare drag. Filmăm tot ce pregătiți dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos încă o dată. Vă așteptăm mare drag și să degustăm acum. Uitați, doamna Mihaela, cam așa este o ciorbă cu perișoare de pește. Ia să vedem și miroase așa bine. Wow, ce bine miroase. Vă spun eu, aici rămân. Dragii mei, eu sunt Mihaela Popescu și vă dau întâlnire data viitoare cu o nouă rețetă. Poftă bună! Pinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iartă greșiților noștri. Și nu ne începem noi în ispită, ci ne izbăvește de cel mic rău. Binecuvintează, Doamne, mâncarea, băutura și pe răubitei care vă gustă din ele, că bun și viitorul de oameni este slavă în Său Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Poftă bună! Haideți să ne și informăm împreună aici la Matinal, pentru că urmează o serie de știri pe care vă invit să le descoperiți chiar acum. Testele de salivă dau roade, spune ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Acesta a anunțat că o mare parte dintre copiii infectați în ultima perioadă au fost depistați cu ajutorul acestor teste în școli, iar stocurile sunt suficiente pentru a asigura testarea celor mici și în perioada următoare de 2 ori pe săptămână. 27.000 de copii infectați. Mare parte din acești copii, să știți că au fost depistați la testele pe bază de salivă, care în sfârșit au început să funcționeze în școli. Pentru săptămâna viitoare am verificat și în această seară, absolut toate județele, absolut toate școlile au la dispoziție teste pentru testare odată la 2-3 zile. Mai mult de jumătate din județe au primit și ultimul lot de 5.660.000 de teste. Cele 5 milioane de măști au fost deja distribuite, deci testarea și respectarea regulilor sanitare rămâne o măsură extrem de importantă. În Franța, dacă apar 5, 6, 7, 8, 10 cazuri de copii infectați, acei copii infectați rămân izolați și școala merge mai departe. Totodată, ministrul Educației a precizat că din 5.000 de teste pozitive de salivă, aproape 2.000 au fost validate cu ajutorul testelor PCR. Testarea copiilor s-a reluat săptămâna trecută, după ce au fost distribuite în școli 10 milioane de teste de salivă. S-au împlinit 100 de ani de la descoperirea insulinei. Acesta este unul dintre cele mai importante progrese pe care le-a înregistrat medicina de la noi din țară și nu numai. În urmă cu un secol, cine primea diagnosticul de diabet nu avea prea mari speranțe de viață. Geniile din medicină însă au inventat insulina, medicamentul care a salvat viața a milioane de oameni. În România, aproape 2 milioane de oameni au diabet, însă boala i-ar putea afecta pe mai mulți care nu se testează decât atunci când au simptome.
Insulina a fost descoperită inițial de savantul român Nicolae Paulescu, făcând diferența dintre viață și moarte pentru pacienții cu diabet zaharat. De la pacienți care aveau o durată de viață foarte scurtă, ajungeau să fie extrem de slabi și ușor, ușor starea lor se agravea și ajungeau la deces. Aceștia în ziua de astăzi, mai ales cu tipurile moderne de insulină care s-au dezvoltat în ultimii 10-20 de ani, de fapt pot trăi o viață, eu aș spune, normală, prin micul efort de a-și administra corect insulina. Noile tehnologii pun accent pe previziune și prevenție. Diabetul se poate transforma într-o stare cu care pacienții pot conviețui. Inclusiv copiii sunt afectați de diabet. Sunt și copii și, din păcate, datorită stilului de viață modern al expunerii prin mediu atât la virus cât și la tot felul de substanțe care se pare că ar acționa ca și trigger, ca și declanșator al acestei patologii, copiii, într-adevăr, au, să spunem că, o viață un pic mai complicată la început. Este nevoie de ajutorul părinților foarte mult, în așa fel încât ei să învețe să controleze sindromul care este diabetul zaharat de tip 1. Persoanele expuse la unul dintre factorii de risc ai bolii trebuie să facă analize pentru descoperirea acestei forme de boală, mai ales că aceasta provoacă și complicații cardiovasculare, oculare, renale, neurologice sau chiar accidente care duc la deces. La diabetul de tip 2 ar trebui să ne facem la 6 luni, un an de zile, o glicemie. Am putea să ne facem, ca să fim mai siguri, și hemoglobina glicozilată, care reprezintă o medie pe aproximativ 3 luni a glicemiilor. Și în felul acesta putem chiar să descoperim în timp dacă avem diabet zaharat de tip 2 sau am putea să vedem dacă avem o toleranță alterată la glucoză. Chiar dacă astăzi diagnosticul de diabet nu mai înseamnă condamnarea la moarte a celor care au această boală, diabetul rămâne o afecțiune cronică gravă care afectează aproape 2 milioane de români. Industria turismului dă semne de revenire și acest lucru poate fi observat prin numărul zborurilor. Dacă în anul 2020 companiile aeriene și-au redus cu până la 80% numărul de zboruri operate din București, în 2022 lucrurile par să revină la normal. Cu toate acestea, s-a constatat o scumpire a biletelor de avion, însă mai există câteva destinații accesibile pentru români, unde zborurile încep chiar și de la 18 euro. Napoli este cea mai ieftină destinație pentru biletele de avion cu plecare din București. Prețul biletului pentru un zbor București-Napoli începe de la 18 euro în luna martie. Pentru o călătorie în weekend, prețul ajunge la 37 de euro. Românii aleg Napoli ca punct de plecare pentru a explora în general insula Capri și întreaga coastă amalfitană. Cu una dintre cele mai numeroase comunități din diaspora, Marea Britanie a fost mereu în fruntea destinațiilor spre care românii călătoresc. Acesta este și motivul pentru care Londra rămâne în continuare în topul destinațiilor accesibile pentru români, un bilet de avion în perioada următoare începând de la 20 de euro dus întors. Și Barcelona sau Madrid rămân destinații căutate de români. Pentru cele două orașe spaniole se găsesc zboruri care încep de la 34 de euro cu plecarea din București, în timp ce biletele spre Paris încep de la 44 de euro pentru zborul dus întors cu o companie low cost și de la 109 euro cu o companie de linie. Cântăreața Ariana este însărcinată și așteaptă primul ei copil cu rapperul A$AP Rocky. Diva de 33 de ani a apărut pentru prima oară în această ipostază zilele trecute în New York, alături de iubitul ei, care este îndrăgostit nebunește de artistă, declarând acest lucru într-un interviu în 2021. Acesta a spus: ea e aleasa, e dragostea vieții mele.
Întrebat dacă își dorește copii, cântărețul de 32 de ani a spus la acea vreme: dacă acesta este destinul meu, absolut. Cred că aș fi un tată remarcabil, incredibil. Aș vrea un copil foarte cool. Se pare că destinul avea rezervat un astfel de rol pentru el, iar în curând își va strânge copilul în brațe. Avem câteva informații și din lumea astrelor în această dimineață, motiv pentru care vă invit să rămâneți alături de noi, să aflați mai multe, deoarece urmează horoscopul zilei. Berbec, ești obișnuit ca oamenii să caute la tine sprijin și îndrumare, dar lecția pe care trebuie să ți-o asumi azi este că uneori și tu ai nevoie de ajutor. Nu te încăpățâna să le duci la capăt pe toate de unul singur. Taur, astăzi a venit momentul să înveți cât de importante sunt manifestarea și exprimarea corectă a dorințelor. Prin urmare, dacă ascunzi în inima ta anumite sentimente, oricare ar fi ele, acum este momentul să le exprimi și să le transmiți în univers. Gemeni, creativ și descurcăreț în orice situație, un nativ în Gemeni nu pare că are nevoie neapărat și de o listă cu task-uri de bifat. Totuși, în această zi e nevoie de foarte multă răbdare și de organizare ca să te poți bucura de roadele muncii tale. Rac, nativii în Rac au o creativitate aparte, iar astăzi vei avea ocazia să afli cât de valoros este acest talent cu care ai fost înzestrat de univers. Dacă ți-ai găsit vocația, e posibil să te bucuri de oportunitatea de a o valorifica inclusiv financiar. Iar dacă până acum nu ai avut ocazia să descoperi care este talentul tău, lucrurile se vor schimba de azi înainte. Leu, te așteaptă o zi plină și obositoare, dar la finalul ei vei fi mulțumit de rezultate. Atâta timp cât ești diplomat și deschis, astăzi poți pune bazele unui proiect, unei colaborări pe termen lung sau chiar a unei legături de suflet. Fecioară, deși îți place rutina și preferi să ai lucrurile foarte bine planificate din timp, începi să simți din ce în ce mai puternic nevoia de schimbare și astăzi este un moment bun să faci un prim pas în acest sens. Nu te arunca la lucruri mari și la decizii radicale totuși. Balanță. Așa e, egoismul nu e o virtute, dar uneori poate fi necesar. Oricât de mare și de generoasă este inima ta, cu siguranță nu poți ajuta pe toată lumea. Nu era intenție, dar trebuie să accepți faptul că resursele tale emoționale și financiare sunt finite și e nevoie să te menajezi un pic. Scorpion, pentru tine pare să fie o zi aglomerată, dar plină de savoare. E posibil să treci printr-un carusel emoțional, dar la finalul zilei să fii mulțumit cu ceea ce ai reușit să obții. Azi ai mai mult farmec, oamenii sunt mai maleabili în jurul tău și vei reuși să îi atragi de partea ta. Săgetător, firea ta aprinsă, dominată de foc, este ceea ce te împinge întotdeauna să reacționezi impulsiv, dar astăzi este vital să lupți împotriva acestui instinct. Cântărește foarte bine ceea ce spui, ceea ce scrii, chiar și ceea ce postezi pe rețelele de social media și dacă se întâmplă să-ți pierzi răbdarea, mai bine amână orice decizie ai de luat pentru o zi mai liniștită. Capricorn, pare împotriva firii stoice a Capricornului, dar astăzi trebuie să te lași purtat de val. Măcar un pic, nu-ți mai ascunde sentimentele pentru că riști să te afunzi într-o mare de incertitudine. Fă măcar un pas în afara zonei tale de confort și vei avea doar de câștigat. Vărsător, nativii în Vărsător au propria viziune asupra vieții și se conformează greu regulilor. Astăzi însă va trebui să faci o excepție și să urmezi regulile ca la carte. Nu este ziua în care să ai răbufniri de temperament și nici momentul potrivit pentru a ieși din cutie. Pești, în general, preferi să stai retras, în umbră și să acționezi subtil. Astăzi nu e momentul de subtilități, ci trebuie să faci un pas în față și să te pui în valoare. Ai numeroase calități, ai muncit foarte mult și nu e deloc greșit să ceri ceea ce e al tău. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cudica.ro, iar mai departe vă invit să ne rămâneți alături pentru că urmează o discuție foarte interesantă de care cred că avem nevoie cu toții pentru vindecare. În primul și în primul rând, stăm de vorbă despre copilul interior în această dimineață cu Sorin Lucaci, psiholog și lector la Fundația Calea Victoriei. Pe această cale vă spun bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Și noi vă mulțumim că v-ați alăturat și că ne ajutați să descifrăm aceste mistere ale sinelui până la urmă. Se vorbește mult despre acest copil interior, dar nu știm exact ce este, cine este, cum să-l identificăm. Toți avem acest copil interior și ideal ar fi să activăm copilul fericit, pentru că sunt mai multe tipologii de copii. Copilul vulnerabil, pentru că iată trebuie să fim deschiși și să ne exprimăm vulnerabilitatea, fără să ne fie teamă că ar putea fi catalogată ca un soi de slăbiciune. Deci nu trebuie să punem semn egal între vulnerabilitate și slăbiciune. De asemenea, trebuie să vedem exact care este legătura dintre tiparele noastre relaționale, tiparele defectuoase, de ce de cele mai multe ori eșuăm în relații,
indiferent că vorbim despre relațiile cu partenerul de cuplu, relațiile cu proprii copii sau relațiile cu părinții, cu prietenii, cu cei dragi, cu colegii, ce se ascunde în spatele acestor tipare relaționale? Faptul că toate traumele vin din copilărie, lucru pe care îl știm deja, pentru că se discută în media foarte mult în ultimii ani despre tipare și despre copilul interior. Deci putem spune ca o foarte scurtă definiție, copilul interior este acel copil din noi, copilul sensibil, care în funcție de copilăria pe care a avut-o, în funcție de stilurile de atașament și relațiile de atașament cu figurile paterne, mama sau tatăl, principalii, ca să spunem așa, principalele persoane din viața noastră, copii fiind, este foarte important să vedem ce s-a întâmplat acolo. Iar dacă avem parte de episoade traumatice sau de, se mai numesc în termeni psihologici, de disocieri, disocierea sinelui, iată că ajungem la astfel de relații defectuoase. În legătură cu traumele din copilărie, cu stilurile de atașament, cu tiparele relaționale, avem și partea aceasta de comportamente adictive, de dependențe, pentru că, așa cum frumos spunea un medic psihiatru și psihoterapeut, celebru și poate că unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți și în România, este vorba de Gabor Mate, în cartea pe care eu ți-am adus-o, Pe tărâmul fantomelor înfometate, prizonieri în lumea dependenței, o carte publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald. El vorbește foarte mult despre legătura dintre traumele din copilărie și aceste comportamente adictive, aceste dependențe. Ce se ascunde de fapt în spatele unui comportament adictiv? Nu este doar sau nu este vorba despre plăcere, indiferent că vorbim despre consumul de substanțe interzise, că vorbim, eu știu, despre alcool, consumul de alcool sau despre tutun sau orice altă formă, pentru că sunt foarte, foarte multe forme de dependență, cum le împarte Gabor Mate în dependențe maligne, cele care atentează la sănătatea și la integritatea noastră menționate puțin mai devreme, dar avem și cele benigne, cum ar fi consumul excesiv de shopping sau jocurile de noroc sau multe alte forme de comportamente adictive. La Fundația Calea Victoriei este un curs pe care îl țin, începe joia viitoare pe 10 februarie, în care vorbim exact despre ceea ce înseamnă copilul interior, despre aceste traume din copilărie, despre dependențe, stiluri de atașament și aș mai adăuga eu rănile emoționale, pentru că sunt 5-6 răni emoționale pe care le definește și le cataloghează Jacques Salomé prin metoda Espere, rana de umilință, rana de nedreptate, rana de abandon, rana de respingere, răni de care, iată, am auzit în ultimul timp. În cadrul cursului ofer o bibliografie cursanților. Această carte a lui Gabor Mate, Pe tărâmul fantomelor înfometate, este una dintre aceste cărți care vorbește despre comportamentele adictive, despre dependențe, dar mai putem menționa, eu știu, un alt autor foarte drag mie, Babette Rothschild, Corpul își amintește, 2 volume, publicate de asemenea la editura Herald, și Alice Miller, este vorba de Corpul nu minte niciodată, și drama copilului interior. Iată că în ultimul timp observăm că se discută foarte des despre corp și la alte edituri. Sunt cărți publicate care tratează partea aceasta de somatizare. Ce se ascunde în spatele unor emoții neprocesate, a unor emoții neexprimate. Faptul că nu ne exprimăm anumite emoții, mai ales în copilărie, și am auzit cu toții, bineînțeles, cel puțin când eram copii, în curtea școlii, în primii ani, în ciclu primar, clasa întâia sau poate clasa pregătitoare, dar poate chiar și la grădiniță, expresii adresate băieților, de ce plângi? Poate că vorbim despre un băiețel mai sensibil și mai emotiv, mai timid, mai introvert, de ce plângi? Tu mai vezi pe cineva că plânge? Tu ești băiat mare, nu ai voie să plângi. Și știm foarte bine zona aceasta de reprimare a emoțiilor masculine, dar bineînțeles și alte emoții, cum este furia, care iarăși din punct de vedere social, și aici aș aminti o carte superbă, este vorba despre Dansul furiei, Harriet Lerner, un ghid pentru femei, în care, la fel, furia, din punct de vedere social, este cumva acceptată
în rândul bărbaților, da, și aici vorbim iarăși, uite, de agresivitate, agresivitatea în trafic este primul lucru care îmi vine în minte, dar nu este acceptată din punct de vedere social furia în rândul doamnelor, în rândul femeilor. Da? Deci iată că sunt foarte multe tipare relaționale pe care noi ar trebui să le identificăm, să ne dăm seama că primul proces este procesul de conștientizare. Să-mi dau seama că, de fapt, s-ar putea ca nu ceilalți cu care noi interacționăm și relaționăm să aibă o problemă, deși fiecare are problemele lui, dar să conștientizăm și faptul că noi putem avea probleme și atunci să ne sondăm copilăria. De unde vin aceste dificultăți de relaționare în relațiile pe care noi le avem? Pentru că, până la urmă, toți ne dorim relații cât mai satisfăcătoare și cât mai împlinite. Cum reușim să ne găsim curajul de a face pași în acest sens? Cât de înfricoșător este acest parcurs? De exemplu, vorbeați despre adicții mai devreme. Eu m-am recunoscut în această ipostază în privința carbohidraților, spre exemplu. Nu pot să renunț la ei, mi-e foarte greu. În timpul unei terapii am constatat că mănânc mult, cantitativ, prost calitativ, pentru că în copilărie am mâncat foarte mult la micul dejun pâine cu sare și margarină, pentru că bunica mea era plecată, am copilării la țară și atunci, simțind acea penurie în copilărie, am zis, acum am crescut, îmi permit și mănânc de toate în cantități nelimitate. Dar e înfricoșător să constați cât de mult poate să meargă cu tine o traumă, iată, până la vârsta adultă. Da, până la procesul de vindecare. După procesul de conștientizare este procesul de vindecare. Da, iau taurul de coarne și îmi expun problema și foarte important este să apelez la psihoterapie, la ședințele de terapie, dar și la alte metode terapeutice, holistice, le-am numit, alternative, de medicină alternativă. Ca să-ți răspund la întrebare, aici vorbim, în cazul tău, de exemplu, și pomenește și Gabor Mate în cartea Pe tărâmul fantomelor înfometate, există un alt tip de dependență despre care se vorbește în ultimul timp și, iată, pot să fac legătura cu contextul în care trăim, contextul pandemic de 2 ani încoace, când poate nu mai avem aceleași rutine, poate nu mai avem aceleași obiceiuri, să spunem, foarte mult sedentarism, stăm mult în casă, izolați, și atunci apare mâncatul compulsiv sau mâncatul emoțional, mâncatul excesiv, dar pe fond emoțional. Îmi este sau nu îmi este foame, poate pentru cei mai mulți dintre noi, frigiderul a devenit un prieten în acești ultimi 2 ani, și atunci, într-adevăr, am acel sentiment că mâncând carbohidrați sau mâncând, eu știu, ciocolată sau dulciuri sau orice alt gen de mâncare care mie îmi produce plăcere și aici se activează dopamina și serotonina și așa mai departe, de fapt, în spatele acestui mâncat excesiv emoțional și mâncat compulsiv, ca dependență, se ascunde o traumă. Ceva s-a întâmplat în copilăria mea. Foarte bine ai punctat faptul că în copilărie, să spunem, am avut o educație din partea părinților, o educație mai strictă, mai rigidă și nu mi-au permis părinții să mănânc anumite produse pe care eu mi le doream. Și atunci, adult fiind și poate că nemai existând, nu mai sunt, trăiesc cu părinții ca să le mai dau lor socoteală ce mănânc și ce fac, atunci eu încerc să umplu, prin acest mâncat emoțional, eu încerc să umplu de fapt un gol. Și atunci apelez, iată, în cazul pe care tu l-ai spus, la carbohidrați. E foarte interesant să mergi pe drumul acesta și să fii conștient de întreg procesul. Cred că necesită o pregătire înainte, măcar să accepți că te vei confrunta cu câțiva demoni, îi vei întâlni în drumul Absolut. Tău. Mulți demoni în acești 2 ani, mulți demoni au ieșit la suprafață, pentru că și copilul interior este, o numesc eu, un soi de oglindă interioară în care ne uităm. Bun, mă accept pe mine așa cum sunt, cu toate defectele mele? Îmi accept eu corpul așa cum este, fără să fiu stresat sau stresată că am luat câteva kilograme în plus, sau să mă gândesc că, de fapt,
nu ține neapărat de imaginea mea reflectată în colectivitate, faptul că cineva îmi spune dacă m-am îngrășat sau că am luat câteva kilograme sau orice altă formă de catalogare sau etichetare, ci faptul că eu trebuie să mă simt bine cu mine. Iar dacă eu conștientizez că pentru sănătatea mea exercițiile fizice sunt bune și o dietă sănătoasă și mai ales un stil de viață sănătos este bun, atunci... Lucrurile sunt ca și rezolvate. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați trecut pragul în această dimineață și vă mai aștept. Îi îndemnăm și pe cei de acasă să caute mai multe informații în acest sens și de ce nu să participe la cursul pe care îl susțineți și ținem aproape să mai povestim. Mulțumesc mult! Luăm mai departe o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem foarte repede și povestim cu o artistă deosebită care își lansează, iată, prima melodie, este pasionată de muzică și de dans. Numele este Ama și o cunoașteți imediat după pauza de publicitate.